eu am avut paciente care și la 40 de ani au născut normal. Deci nu, eu nu impun, nici eu nu am limite și atunci nici eu nu pot să impun niște limite. Deși, da, pur teoretic scrie în cărți că n-ar trebui pentru că, mă rog, organismele, în fine, una e să ai 40 de ani și alta e să ai 20 de ani. Bineînțeles că nașterea e diferită, dar în ziua de astăzi nu se mai pune problema așa. Vis-a-vis de cateter, de toate ajutoarele pe care le avem și femeia poate să nască în siguranță și, mă rog, să aibă un travaliu foarte scurt, chiar dacă are 40 de ani. Adică nu. Nu are sens să ne mai impunem limite. În condițiile în care sunt femei care rămân gravide și la 50 de ani în ziua de astăzi, nu cred că mai există o limită de vârstă. Și, în primul rând, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Adică sunt foarte puține care mai rămân gravide între 20 și 30 de ani. Marea majoritate sunt peste 30 de ani, categoric. Asta e. Și eu am făcut la fel, adică nu ai cum nasă, totuși. Dar nu mai există nicio diferență din punctul meu de vedere.